Continuăm așadar lucrul la componenta noastră de uploadare a unor imagini pentru galeria foto, pentru categorii, dar ulterior va fi și pentru alte entități ale aplicației noastre, cum ar fi produse, branduri sau la ce ne vom mai gândi noi, având în vedere că avem o relație polimorfică între imagini și alte modele. Am reușit să afișăm imaginile și acum trebuie să edităm. Ce trebuie să edităm? Deci poziția, să le facem promovate sau active, să inversăm acest statut, titlu și descrierea și, bineînțeles, în primul rând să schimbăm și imaginea respectivă. Odată ce am adus-o, trebuie să o putem edita, o imagine dintr-o galerie. Și pentru că este o componentă mai complexă, așa, haideți să discutăm puțin, vă voi arăta varianta finală pe care eu am făcut-o și după aceea o vom lucra pas cu pas. Varianta finală mă refer la editare, deoarece componenta de uploadare deja am lucrat-o, este lucrată live și deci o aveți la dispoziție în tutorialul anterior. Deci aceasta este varianta finală a componentei de editare. Pentru fiecare imagine în parte vedeți că avem această componentă, deci putem să modificăm poziția, putem statutul de activ sau standard sau promovat să-l modificăm. Vedem, se modifică instantaneu aici. Apoi putem să modificăm imaginea, de exemplu o schimb și o schimbă automat, bineînțeles. Se și salvează, se și șterge vechea imagine, deci avem grijă de toate aceste lucruri și după aceea, de exemplu, se poate edita, să zic, fitness și dau un enter și deja e actualizat în bază de date. Dacă dau un F5, totul va rămas salvat și așa mai departe. Deci salvările sunt instantanee ca în orice componentă live-ware. Ce vreau să vă arăt, deci noi vom începe să construim această componentă, așa, și vreau mai întâi să dau câteva explicații de ordin grafic, și anume, deci noi avem o zonă de 3 coloane pentru fiecare componentă de editare, deci div, col, md3. Aceasta va fi, deci pentru 3 coloane, 3 ori 4 avem 12 imagini pe zonă. Dar acum vedem că ele sunt și bine, să zic, aliniate, adică imaginile sunt centrate una cu alta, marginea de jos este la același nivel pentru tot rândul, la fel și marginea de sus. Și atunci cum am făcut asta? Deci am creat pur și simplu această coloană, această zonă de 3 coloane, o afișez ca flex, deci D-flex, coloana helper, și direcția pe verticală. Și am 3 zone, deci zona asta un div, imaginea alt div, iar aceste două câmpuri alt div. Și atunci, fiind pe verticală flex, nu mai am decât să fac justify content between. Și atunci asta e la marginea de sus, asta e la marginea de jos și imaginea pe centru. Și deci, indiferent de dimensiune și plus aici distanța între cea din mijloc și cea de sus e tot timpul egală. Adică aceasta de aici e egală cu aceasta de aici, aceasta de aici cu aceasta de aici, aceasta micuță de aici cu aceasta micuță de aici. Vedeți, sunt aliniate indiferent de dimensiunile imaginii. Uitați, aceasta este mai mică, dar este perfect aliniată și câmpurile de jos și cele de sus sunt aliniate cu cele de sus. Deci asta e și ca să repet așa structura componentelor LiveWire pentru galeria foto. Deci avem o componentă mare care se numește Upload Photos, în care încărcăm fotografiile, le salvăm pe hard disk, etc. Iar această componentă mare tot ea afișează pentru fiecare imagine existentă în galeria foto a unei galerii, afișează componenta de editare. Deci aici avem N componente, pentru câte una pentru fiecare imagine din galerie. Deci aceasta ar fi componentă child. Deci cu for each afișez pentru fiecare fotografie în parte, afișez o componentă. Așa, iar fiecare componentă conține componenta noastră section status, cum i-am zis noi, poate nu foarte inspirat, dar am plecat de la section, este exact această componentă. activ promovat, care o regăsim și la categorii, deci vedeți, am făcut-o odată și o folosim
scapă peste tot, să zic așa. Deci avem aici și o folosim din nou și aici și aceasta vedeți că merge instantaneu. Deci haideți să ne apucăm de lucru. Deci în primul rând scriem instrucțiunea PHP Artisan Make Liveware și bineînțeles în admin Edit Photo. Apăsăm Enter și ne creează noua componentă. Și după cum vedem ne-a creat aici Edit Photo, deci în Liveware Admin Edit Photo și bineînțeles o avem și mai sus în Liveware Admin la clase, aici în Controllers, la Admin, Liveware Admin în HTTP, deci Liveware Admin Edit Photo, deci avem componenta noastră, am scris eu Use with File Uploads și Use Liveware with File Uploads pentru că vom avea și vom integra și fațada storage aici, deci ce am adăugat eu în plus, string, photo, content, ăsta nu ne trebuie, deci mă rog, pe măsură ce avem, e componenta standard gol-goluță, cum ar fi așa. Ok. Acum am Photos Upload, deci în componenta mare, cum v-am explicat, de uploadare a imaginii. Noi vedem aici, am modificat eu față de tutorialul trecut, totuși am lăsat order by position să fie în, acolo unde folosim, nu în definiția relației polimorfice. Am zis că e mai bine, deci aici order by l-am pus eu în position get as photo și pentru fiecare fotografie. Deocamdată noi am fișat dollar model gallery URL, atâta, altceva n-am mai făcut. Și acum, în loc de aceasta, deci vedem că le-am pus aici deflex flex column justify content between, deja am pus ca să văd cum merge această coloană să se alinieze la marginea de jos, deci exact aceasta voi o voi afișa pentru fiecare componentă în parte pe care o voi afișa. Deci haideți să comentez aceasta pentru că nu voi mai avea nimic și deci for else, doar o comentez ca să o mai am și altă dată, cine știe. Și voi avea insert live wire, da? Și voi avea admin edit photo. Deci pentru fiecare în parte voi avea Livewire admin edit photo pentru fiecare, dacă avem model for else, altfel no image în galeria pentru modelul respectiv. Așa, și deci mie acum pentru fiecare imagine mi-apare aici photo edit, deci haideți să iau în, ia să închidem asta ca să vedem. Deci pentru fiecare voi afișa un astfel de câmp. Pentru că rândul am, control C, deci aici l-am rândul și în edit photo, control V, div, control S. Da? Acum, bineînțeles, va trebui să transmit și niște informații pentru admin edit photo, dar le vom lua pe rând și le vom transmite pe rând. Dar deocamdată să vedem că totul este ok. Da? Și haideți să îi spunem, de exemplu, edit photo image. Control. Și acum pentru fiecare va trebui să-mi repete același rând. Așa. Haideți să vedem ce se întâmplă. Vedem, am dat un refresh la pagină și acum avem pentru fiecare imagine, vedem câte sunt, 8-10 imagine și scrie și pentru fiecare avem edit photo image. Și haideți să începem să lucrăm, să apară ce am spus noi. Deci, în primul rând, vom vrea să apară iterația numărului curent al imaginii. Și începem cu primul div. Deci prima zonă de sus în care vom avea această iterație, controlez, dar de unde să o luăm? Că acum, de exemplu, aici din for else avem dollar loop, dar ar trebui să o transmitem aici. Și ca să nu o transmitem aici direct, începem și punem valorile pe care le transmit. Să nu transmitem direct variabila, deci pentru fiecare vom avea, să-i spunem, $current, deci current
Așa, cu valoarea dollar loop iteration. Pardon, iteration cu un singur loop, nu loop. Așa, dollar loop iteration. Deci aici am vine pentru fiecare în parte. Așa. Și haideți să o punem și aici în edit photo ca să avem. Deci vom avea public dollar current. Control S și acum putem să ne folosim de ea în componenta noastră de aici. Și m-am folosit și eu repede de clasele din bineînțeles din Bootstrap 5 și deci avem un span class badge rounded pill să fie așa mai rotundă, un background de tip info, deci albastru deschis, text dark și float start, adică înseamnă float left. Deci va zbura în partea de stângă acum pentru fiecare fotografie. Deci asta în primul strat al componentei noastre, ca să zic, deci în primul strat din colen MD3 pe care am zis border and asta să avem o bordură în partea dreaptă, dar asta e important, deflex, flex column, justify content between. Deci afișez de tip flex, direcția flex este pe verticală și elementele sunt justified cu content between, adică sunt echilibrate pe toată lungimea, exact cum dacă știți la Word că avem formatarea paragrafelor de tip justify, adică în stânga și în dreapta ajung aliniate, așa și aici, dar am zis că pe verticală cu această clasă, flex column. Așa, haideți să vedem că, cum ne afișează valoarea curentă. Așa, și vedem că ne afișează foarte frumos, sunt numerotate 1, 2, 3, 4, 5 până la 10. Deci, până acum suntem în grafic, să zic așa, trecem mai departe. Dacă mai țineți minte explicația de acum câteva minute, următorul lucru pe care vrem să îl aflăm ar fi poziția fotografiei. Deci tot aici, în prima zonă. Deci poziția fotografiei într-un câmp de tip input pentru a-l putea edita. Deci input type egal number, da? Ok, și o să-l numim, să zicem, așa, haideți să închid type number și acum wire model, wire model egal cu pozi, da, egal position și ca să arate și frumos, class egal form control. Clasa, bineînțeles, din Bootstrap respectiv. Acum, ca să legăm position, deci să putem să-l edităm direct, bineînțeles, trebuie în edit photo să avem public position. Public dollar position. Ok. Și acum, cum o inițializăm? Că vrem să ne arate poziția curentă. Deci ar fi al respectivei fotografii. Deci haideți să mai facem asta, e șefa ca să zic așa. Public. Public. Dollar. Photo. Deci aceasta e fotografia pe care o trimitem. Și atunci mergem în Photo Uploads, unde trimitem componenta LiveWire și după current aici, deci poziția curentă, sau și înainte, unde vreți, nu are nicio legătură, deci photo și va fi $photo valoarea, da? Deci as photo, deci va fi această foto de aici, as $photo. Controlez, deci acum avem această colecție, acest model foto pe care îl trimitem componentei admin edit photo și îl vedem aici că avem $photo, o trimitem, este deja inițializată, dar să vedem poziția cum o inițializăm. Și pentru a o inițializa în componenta edit photo ne vom folosi de funcția public function mount. Deci aceasta inițializează în acest cu
Această funcție putem să inițializăm componenta. Ea rulează o singură dată, spre deosebire de funcția render care rulează de fiecare dată când se schimbă o variabilă. Această mount este doar la inițializare o singură dată în ciclul de viață al LiveWire. Puteți să vedeți toate aceste funcții pe care ni le pune la dispoziție LiveWire ca să lucrăm cu componentele. Deci e o funcție standard, exact așa trebuie denumită, mount. Și atunci o să zicem $thisPosition egal cu $photo, pe care am trimis-o, deci este deja inițializată, position. Și haideți să vedem. De fapt, vedeți că e subliniat cu roșu și e $thisPosition. Mereu un curc. Aici trebuie să lucrăm $thisPhoto, că altfel nu avem acces, cu $thisPhoto avem aici. Deci poziția aceasta egală cu aceasta position. Control S. Și salvăm. Și vedem că acum ne apare poziția, dar nu ne apare inițializat. Haideți să vedem ce am greșit. Și bineînțeles, cred că ați observat și voi, am greșit că am pus un punct în loc de două. Am uitat să obțin și tasta Shift apărat. Position, să-i dăm și un lazy, ca să nu-mi trimită tot timpul actualizat, să tot timpul îmi salvează în momentul în care va lua fiecare apăsare de tastă. Deci lazy doar când am updatat position îmi apare. Type class control, pot să-i dau și un, să-i zicem un title egal cu position, ca să-mi apară acel tooltip, și să-i zicem, îi mai dau și un ID egal cu position, ca să pot să-l inițializez oricând. Control-S. Și bineînțeles, acum totul este în regulă, vedeți că ne arată pozițiile și absolut totul se actualizează, nu se actualizează încă, că nu am scris funcția. O să revenim asupra ei. Deocamdată am zis că în primul rând vrem să mai afișăm și componenta LiveWire pentru aici, da, deci să fie acest câmp mai micuț, bineînțeles, și aici activ și promo, respectiv cum am scris noi. Haideți să facem și acest lucru și vom introduce exact componenta cum am introdus-o peste tot, deci ea este componenta admin section status, o vedem frumos aici, section status din admin status, și trebuie ca parametru să-i trimitem model photo. Dacă mai țineți minte, pur și simplu schimbă proprietățile butoanelor respective activ și promo. Haideți să o vedem că totul e în regulă, deci vedeți că o singură linie de cod, odată făcută componenta, nu mai avem treabă. Și vedem că deja ne-a apărut, putem să verificăm că și merge, deci activ a transformat automat în activ, putem, nu mai pierdem timpul, am verificat eu, deci chiar le schimbă, ca să zic așa, puteți să mă credeți pe cuvânt, deci sunt statusul acestei imagini este promovat. Dar acum să le afișăm și pe un singur rând și frumos, haideți să vă arăt cum facem acest lucru. Deci, în primul rând, voi afișa aceasta având float, n-am treabă cu ea, deci sunt în prima zonă. Și acestea le voi afișa într-un rând, deci închid rândul aici, row, deci hai să-i dau un, am văzut și eu exemple de Bootstrap G2 și acum fiecare asta într-o coloană. Deci să-i zic call, și îl ridic aici, vor fi egale coloanele, nu mai trebuie, dar haideți să-i dau o clasă aici, W50, să fie mai scurt, și aceasta iarăși în altă coloană, așa, și deci acum am în cadrul zonei acestea, am un rând în care pe jumătate de rând am input-ul pentru position și pentru LiveWire, pentru status am a doua jumătate a rândului. Da, un refresh și bineînțeles îmi apar acum exact cum îmi doream, deci pe un singur rând
Aici vedem colem G și aici a promovat activ și așa și aici numerotarea frumos într-un colț, deci exact ce-mi doream. Deocamdată primul rând. Ce a mai rămas să facem? Haideți să și facem să se adapteze acest, să fie funcțional. Deocamdată mi-l arată doar exact poziția curentă, dar dacă o schimb, nu se întâmplă nimic. Deci uitați, am pus 20, la un refresh e din nou 10. Deci trebuie să se salveze în baza de date. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Păi, în primul rând, vom folosi funcția, deci aici am făcut un comentariu, updatăm câmpul position, control, așa, public function, update position. Updated e cuvânt cheie, updated, position, deci aici este cu literă mare, position. Și conform sintaxei din Laravel, din Livewire, mă scuzați, deci aceasta e funcția de updatare a unui câmp. Updated position. Deci aceasta se execută odată ce câmpul respectiv, input-ul, care este legat la position, a fost updatat. Fie prin apăsarea tastei Enter, fie prin ieșirea din control și click în exteriorul controlului de cel, este updatat. Și atunci ce facem? Deci, $photo position este egal cu $value. Da? Sau cu $thisPosition. De fapt, iarăși am uitat, vedeți că îmi subliniază $thisPhotoPosition egal cu $value. Da? Și bineînțeles, public position, de puteam să-i zic la fel de bine și $thisPosition. Că el e actualizat deja, dar am zis valoarea respectivă. Și acum mi-a făcut-o, dar trebuie să dau și $thisPhotoSave. Și o să mai avem o problemă, dar haideți deocamdată să vedem ce se întâmplă. Dăm frumos un refresh la pagină și să zicem că îi dau lui asta 12. Acum, deci ar trebui să fie între 10 și 15. Aici să zicem îi dau 12. Apăs Enter, nu s-a întâmplat nimic, dau un refresh. Stați, cred că n-am salvat. Da, nu salvasem, haide să mai dau o dată că lucram degeaba, nu salvasem, deci îi dau 12. Dau un refresh la pagină. Și acum, ce s-a întâmplat, o n-am în 12, ia să vedem. Cred că am dat refresh până nu s-a actualizat și acum vedeți că am numărul 12, da, dădusem eu refresh la pagină. Dar vedeți că dacă dau, de exemplu, acum 8 și ar trebui să fie prima, apăs Enter, da, și nu se întâmplă nimic. E, acum ar fi complicat să fac un refresh la toată pagina prin componenta părinte și nu știu ce și nici aia nu, pentru că nu-i se modifică nicio valoare, nu mi-ar reranda toate imagine și atunci fac ceva foarte simplu. Fac un redirect pe pagina asta. Livewire îmi permite să folosesc sistemul de redirecționare din Laravel. E și un capitol aici în Livewire, în documentația oficială cu redirecting. Da, și vedem că redirectul, deci e perfect ca în Laravel, să zic, tocmai ca să-mi facă refresh-ul. Deci haideți să o gândim puțin. Eu am ruta asta și mai îmi trebuie și în parametru ID-ul, deci din foto aș putea să-l obțin, foto able, deci cu aceea din relația polimorfică pot să obțin ID-ul categoriei, să-i zic foto able type și mi-l trimite. Da? Deci aflu cât e pagina și foto able type aici. Haideți să vedem. Deci am return redirect route categories photos, așa, și acum trebuie să pun parametru. Și am $thisPhoto și câmpul se numește photo able ID, bineînțeles. Deci photo able ID și am ID-ul respectivei pagini și acum ar trebui instantaneu, odată ce am apăsat Enter pe imagine, să îmi apară.
Dăm din nou un refresh la pagină, bineînțeles. Și haideți să-i dau lui ăsta 13 acum. Vedeți? Automat. Dar mi-a făcut un refresh la pagină, bineînțeles că i-am dat un return redirect. Dacă îi dau din nou 8 și apăs tasta Enter, automat, dar fiind puține fotografii, prin astea n-am nicio problemă să îmi dea. Deci am văzut cum am actualizat. Se actualizează instantaneu, se salvează, bineînțeles, pentru că automat e refresh, activ și asta, deci am făcut chestia asta. Acum haideți să facem partea de jos, că să scăpăm de lucrurile ușoare cu, bineînțeles, cu title și description. Și ca să fie mai clară treaba, am făcut eu repede niște comentarii, deci prima zonă din coloană am scăpat de ea. Acum trecem la a treia zonă din coloană, deci respectiv title și description. Și vom îl pune, bineînțeles, tot într-un div, am putea și într-un form, dar nu folosim summit-ul, așa că nu are niciun rost. Deci, pardon, deci div. Deci aceasta e a treia zonă din coloană și vom avea, bineînțeles, haideți să-l iau cu input de aici. Ctrl-C, Ctrl-V, input-le așa. Deci aici va fi, bineînțeles, title. Și aici title va fi title of photo, să zici ID, poate nu apare în ecran, dar bineînțeles e tot title. ID-ul și dublăm aici. Lazy va mai explica ce este ca să nu facă updater și să ruleze funcția de updated la fiecare apăsare din keyboard. Și deci lazy title și acesta este description. Bineînțeles, form control, dar nu mai am nevoie de with 50 pentru că vreau să fie normal. Așa. Form control type description of photo și ID description. Ok. Description, bineînțeles, ca să și funcționeze, trebuie să le reinițializez. Deci, în primul rând, mergem aici sus și dublăm. Asta și avem dollar title și dollar description. Așa. Iar, bineînțeles, în funcția mount, iarăși aici, Ctrl-D, deci title și aici description. Description, Ctrl-S și, bineînțeles, aici fiecare încă o funcție pentru fiecare în parte. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Deci, updatăm câmpul title. De asta am zis că nu folosim formular și aici updated title. Așa, dollar value și aici title. Bineînțeles că nu mai redirecționăm, că nu avem, astea rămân bun salvate. Ctrl-S și aici updated description. Da, și updated aici description și aici return redirect, din nou renunțăm la el că nu avem de ce să redirecționăm. Updated description, Ctrl-S și aici description, Ctrl-S. Și acum haideți să testăm. Vedem că ne-a apărut foarte frumos. O să pun și un placeholder cu title și description ca să se știe în cazul în care sunt goale că pot să fie goale. Să se știe, bineînțeles, și de tip text. Haideți să corectăm că altfel vom avea probleme. Oricum, așa trebuie să vedem. Am întrerupt greșit video, deci aici type text trebuie să fie, să nu uităm, type text și aici type
text și aș mai vrea să pun și un placeholder la fiecare. Placeholder egal cu title of image și aici la fel title placeholder description of image pe cel de jos. Ctrl C, Ctrl V, description of image. Deci avem așa cele trei coloane. Ok, le vedem și acum haideți să vedem cum se afișează. Dăm un refresh la pagină, bineînțeles, și vedem că s-a afișat foarte frumos și de aici să zicem fitness description image, apăsăm un enter, deja s-a page property description not found on component. Haideți să vedem. Bineînțeles, un typo, nu avea ce să fie, description, Ctrl S. Dăm frumos un refresh la pagină și încercăm din nou. Așa, deci fitness description, enter. Nu s-a întâmplat nimic, nu vreau să mai afișez acum diverse mesaje că deja nu-mi convine, dar dacă dau un refresh la pagină, ar fi trebuit să rămână, dar ia să vedem, n-a rămas, vedem la fitness, n-a rămas. Da, bineînțeles, m-am grăbit să fac cu copy și paste și aici, normal, updated title e ok, title value save, dar aici photo description, așa, $photo save, $photo title, $photo position, updatăm când putem, $photo save și description value, dolor zis photo save, așa, deci totul este bine acum, updated description. Da, am testat foarte repede și într-adevăr am încă un typo, deci ea se actualizează foarte bine, dar aici la public function mount this description, this photo description, deci trebuie să inițializez descripția cu this description ca să îmi arate. Haideți să testăm din nou. Da, am dat un refresh la pagină și acum vedeți că îmi apare. Deci, să zicem fitness description. Dau și acum, de exemplu, un F5 și mi-a rămas. Deci, am rezolvat. Și acum, ce e mai greu să zicem, trecem la zona 3 în care trebuie să afișăm imaginea și mai multe lucruri. Pentru că sunt mai multe lucruri, prefer, deoarece deja am ajuns la vreo 30 de minute pentru această componentă, actualizarea imaginii printr-un click, să o facem într-un tutorial separat. Deoarece aici sunt chestii oarecum mai simple de bază pentru LiveWire, iar acolo vor fi puțin mai complicate, să zicem, și ceva nou. Să zicem, domne, vrem să o facem mai pe larg, să facem descriere. Deci în tutorialul următor vom actualiza și imaginea.